Comisia Electorală Centrală cere structurilor de drept să contracareze orice acțiune menită să organizeze, efectueze transportarea ilicită a alegătorilor la secțiile de votare. În același timp, Comisia Electorală Centrală cere concurenților electorali de a se abține de la acțiuni care implicit influențează opțiunea alegătorilor și rezultatele alegerilor. Aceasta după ce la alegerile prezidențiale din anul 2016, dar și la cele parlamentare din 2019, instituția a recepționat mai multe sesizări cu privire la cazuri de transportare organizată a alegătorilor către secțiile de votare, în special a celor cu domiciliu în localitățile din stânga Nistrului. În hotărârile despre confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de președinte al Republicii Moldova, dar și cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și la validarea mandatelor deputaților aleși, Curtea Constituțională a reținut că transportul organizat al alegătorilor nu reprezintă în sine o încălcare electorală, cu excepția cazului în care se probează faptul că au fost exercitate presiuni necuvenite pentru a influența opțiunea alegătorilor. Se arată într-un comunicat oferit de Comisia Electorală Centrală. Potrivit autorității electorale, transportarea ilicită și coruperea electoratului ar putea servi drept temei pentru anularea rezultatelor și aplicarea sancțiunilor de rigoare, inclusiv a sancțiunii de excludere din cursa electorală. Astfel, CEC cheamă organele de drept să investigheze prompt toate semnalele primite, inclusiv din spațiul public, concurenții electorali să sesizeze organele abilitate la timp, cu prezentarea dovezilor concludente, observatorii să-și realizeze misiunea nepărtinitor, iar toate organele de stat să le ofere sprijin la documentarea unor asemenea situații.